Hai de nou, băiți, și ne-am găsit să fim astăzi pe FA 22, care e cu Petrolul Plăiești. Astăzi avem de jucat ultimul meci din Liga a doua, din play-off. Sâmbătă seara am simulat pe live cam tot sezonul, martie, aprilie, deci absolut tot, și am simulat și play-off-ul. Suntem în play-off pe primul loc, bine, văd că nu este cu play-off, dar suntem pe primul loc. Bine, văd că aici arată primele 6 echipe, să zic așa, jucăm play-off. Nu cred că mai jucăm cu CSEA Steaua pe aici, pe undeva. Nu mai jucăm cu CSEA Steaua, e un mic bug dacă apeși pe clasament. Dar noi jucăm play-off-ul, adică primele 6 echipe. Avem 75 de puncte, cariera a avut de suferit, a primit un update, din păcate s-a șters toată cariera. Din fericire nu am făcut mare lucru, făcusem niște transferuri, jucasem cu CSEA Steaua în primul episod, așa că acum nu mai avem pe Ico, l-avem pe Saiun Tudor, l-avem de la noi, de la Petrolul, nu l-am cumpărat, l-avem pe Rare și Ilie și pe Târnovanu, cele două transferuri. Am mai luat niște jucători de la Academie, pe băiatul acesta care are potențial, și l-avem pe Simacala care a venit liber de contract, adică Ilie, Târnovanu și Simacala. Bun, în episodul ăsta o să jucăm noi cu Unirea Sârbăzia și o să mai căutăm noi niște jucători liberi de contract, poate un fundaj central care să aibă și pace, poate găsim de Liga 1, dar măcar să fie liber de contract. Oricum avem câțiva bănunți, avem 1.200.000 pentru Petrolul, e destul de bine. Poate schimbăm pe Diara, nu joacă foarte bine de fiecare dată, are momente când joacă bine, are momente când joacă prost, așa că oricum s-ar putea să îl schimbăm. Dacă găsim unul liber de contract, bun, 61 overe și 65 overe, putea să vină băiatul acesta și mai apoi să-l vindem, pentru că văd că valorează 1.000.000 de euro. Bun, Hermannstadt cu Buzău s-ar putea să intre și ele în Liga 1. Din câte știu, locul 3 joacă un baraj, așa că vedem cu cine o să pice. Să vedem și în Liga 1, să vedem cam cu cine ar putea juca Hermannstadt. Da, pe primul loc este FCSB, dar nu știu dacă arată play-off-ul. În fine, nu pot să văd. Ar fi Mioveni, Academica și Gazmetan. Hai mai întâi să mergem noi până la meciul cu Slobozia. O să trebuiască să facă antrenamentele off-camera pentru a avea băieții într-o destul de mare la antrenamente și ca să poată crește foarte ușor. Ar trebui să batem sau să facem egal. Dacă Buzău acum ar bate și noi am pierde, ar intra pe locul 1 Buzău. Avem locul 1 sau 2 asigurat. Ar fi mișto să nu am locul 1. Dar oricum jucăm cu Slobozia. Slobozia care ne-a eliminat din Cupa României pe live cu 4-0 sau nu știu ce ne-a câștigat Cupa României sau nici nu știu dacă s-a jucat. Să caut să vedem la Cupa României. Am înțeles, deci FCSB cu Unirea Slobozia. Nu știu cum au ajuns băieții ăștia în finală. Habar n-am. Sper să-i bată FCSB. Bun, fac conferința și o să revin eu cu meciul. Ardimut este pregătit, okay, guys, pentru intrarea în Liga 1. S-ar putea să facem și acolo carieră la FA 23. Petrolul, poate cu Cluj vom face. S-ar putea mai întâi să facem cu Cluj prima carieră și mai apoi facem cu Petrolul. Vedem. Bun, jucăm cu Saim Tudor, Diara și Simacala în față, Rare și Lie, care se descurcă cât de cât bine, Pană, Constantinescu, Țicu, Uja, Majors, Pașov, Târnovan în poartă, care cred că o să apere foarte bine, nici nu știu dacă am jucat cu el, cred că am jucat unul sau două majori. Îl vedem și pe Diara, care s-ar putea să plece dacă vom găsi alt jucător. Și suntem pe stadionul Ilie Oană, suntem cât pe ce să intrăm în Liga 1, dacă vom face egal sau o vom bate pe Unirea Slobozia. Un stadion care chiar seamănă cât de cât, să spunem 80% seamănă cu cel din realitate, dar din păcate am uitat să schimb modul și a rămas scoreboard-ul cu Cupa României, așa că o să-l schimbăm data viitoare, pentru că sunt două moduri separate care trebuie schimbate și am uitat să-l bag pe cel cu Liga 2. Îl lăsăm pe cel cu Cupa României și asta e. Vede foarte bine acolo pe Rare și Ilie, șutează Ilie și este 1-0 în minutul 9 pentru Petrolul Ploiești. Sper să crească Rare și Ilie, trebuie să crească, am un gol în 20 de meciuri, nu m-am așteptat la asta. Ilie, era să-i dea pasul de Ara și era în offside, urca acolo. Asta e un Tudor, pasă înapoi pentru Ilie, dar nu prinde mingea. Mă gândeam că e pasă lui Afal la asta. Pasă 1-1 pe stadionul Ilie Oană. Din câte știu, cred că dacă facem egal, tot vom promova, adică avem locul 2 asigurat, dar vreau să iau locul 1. Nu știu dacă vom primi o cupă sau ceva genul ăsta. Iar recuperează foarte bine acolo, rămâne mingea la el. Diarau întoarce, șutează Diarau, scoate Poiana, șutează Simacala, deja pentru Constantinescu la colțul scurt și
Nu este curt. Foarte bună pasa. Mă gândeam că o să dea lui Tudor. Era în fața porții, nicio șansă și îl extermină pe portar. 2-1 pentru Petrolul Ploiești, pe Ilie Oana. Asta vreau să văd. A rămas singur cu portarul. Era și normal să marcheze. Era nasol dacă nu marca. Pleca direct pe lista de transferuri. Urgeac acolo, respinge Târnovan. Hai că se rescurcă cât de cât Târnovan. Portner centrează Toma. A fost acolo și Diara. Pasă foarte bună pentru Diara. Acum Ilie. Pasă mai departe pentru Pană și este 3-1 înainte de pauză. Un minut de prelungire, dar nu mai contează. 3-1 pentru Lupi Galbeni. A vrut să se asigure acolo Ilie, va fi gol. Și n-a avut cum să rateze Pană. Pasă mai departe pentru Diara. Urcă Simacala, dar reușește Ilie să rămână cu mingea. Pană pentru Diara, șutează. E antrenament ăsta. Deci în primul minut, sau mai bine spus, din minutul primului gol, mi-am dat seama că ăsta e antrenament. N-are rost să ne facem probleme când ne vor bate, mai ales atunci când ne-au dat un gol și ne-au egalat. Mă gândeam că va fi destul de complicat, dar uite că Diara face dubla, poate face și hat-trick-ul în ultimul meci din Liga a doua, pentru că s-a accidentat acolo Ilie. Șutează Ilie, accident. Nu cred, accidentat, șutează și este 5-1. Ilie până și rupt a putut marca. E incredibil. Lupi Galbeni se dezlănțuie pe stadionul Ilie Oana. N-ai cum așa ceva, până și accidentat a dat gol. Și ce gol a putut să dea Ilie? Să vedem acum dacă mai este accidentat. Șutează Diara. Gata, s-a terminat. 6-1. Nu mai contează. Putem să dăm jump result. Hai să vedem. Nu știu dacă vom primi vreo cupă, vom vedea oricum la final, dar pe bune acum. Pe cine interesează cupa din Liga 2? Ilie cu 2 goluri, sau? Ba nu, Ilie hat-trick și Diara. Bun, și echipa anului sau echipa turneului, să zic așa, a fost anunțată. Nu știu dacă este din Liga 2 sau din Cupa României, nu, din Liga 2 este. Saim Tudor, Pană și G trofeu. Asta vreau să văd. Mutu, Cuțicu sunt acolo cu trofeul pe masă. Din câte știu, este un trofeu în Germania. Așa știu. Dar văd că băieții l-au păstrat și oficial pot spune că suntem în Liga 1, dar deocamdată văd că ne-au dat băieții 1.600.000 pentru că am promovat în Liga 1. Hai să mergem mai departe, să simulăm noi până pe 1 iulie, presupun. Și Petrolul promovează de pe locul 1 cu 78 de puncte. Nu știu, acum nu pot să mai văd care a fost cel mai bun marcator. Presupun că Diara a fost cel mai bun marcator și intrăm într-un nou sezon. Hai să vedem dacă Petrolul poate intra în play-off sau dacă poate Petrolul să intre într-o competiție europeană, măcar dacă vom câștiga Cupa României, dacă nu putem să intrăm pe primele 3 locuri. Și o să intrăm într-un turneu amical. Hai să intrăm aici, să vedem dacă ne putem descurca. 68 OVR pentru Adi Mutu. Da, nu știu din ce cauză. 3.700.000. O grămadă de bani pentru Petrolul Ploiești. Țicu văd că este la națională, presupun, nu? La națională a României. Văd că mai este încă un jucător. Este singurul jucător de la noi. Da, deci trebuie să semnăm cu 4 jucători de la Academie. Pe poziția de goalkeeper, defending, am înțeles. Deci nu contează chiar atât de mult. O să trimitem și un scouter. Putea să dau pe băiatul acesta 2.800.000. Cam mult, sincer să fiu. Mai rămânem cu 900.000. Nu știu ce să zic.
Hai să simulăm noi amicalele astea, să vedem dacă facem ceva. Primul meci este cu Craiova. Bun, pierdem primul meci, mai apoi facem egal și din nou egal. Măcar nu luăm noi 2 milioane de euro, dar tot o să luăm oricum ceva bănuți, 4.800.000, așa că o să-l putem cumpăra pe slovenul acela. Ofertă pentru Constantinescu de la echipa cu care am jucat în play-off și văd că ne mai dă un jucător la schimb. Păi, ofertă destul de bună, dar Constantinescu are 20 de ani, avem deja un fundaș stânga, nu prea ne interesează. Ofertă și pentru Pană, care are 31 de ani, bă, nu o să dăm, avem oricum bani, nu prea mai are rost oricum să mai vindem așa jucători. Văd că sunt destul de mulți atacanți liberi de contract. Deocamdată l-avem pe Diarra, văd că băiatul acesta este destul de bun. Da, văd că toți la shooting nu stau bine. Să vedem ce poate să ne aducă, sunt tare curios. Hai să luăm pe ucraineanul ăsta pentru că poate să ne aducă ceva, dar mai avem un bulgar. Nu contează, hai să luăm pe ăsta, să-l trimitem noi, hai să-l trimitem în România. 6 luni de zile, hai 6 luni de zile și ne aduce, poate să ne aducă orice jucător să fie în România acolo. Să vedem ce talente ar putea să ne găsească sereda asta. Și mai avem 2 milioane de euro, poate în episodul viitor sau de ce nu în iarnă facem alte transferuri. Dar deci o să păstrez banii ăștia pentru iarnă, poate mai avem nevoie de niște jucători în iarnă, poate se accidentează careva. Și suntem oficial în Liga 1, văd că a intrat și Buzău, Petrolul și atât, nu? Cred că Gaz Metan are retrogradat, nu știu unde pot să intru să văd. Da, parcă Gaz Metan cu Mioveni sau... Ne uităm acum să vedem. Da, Mioveni Dinamo a intrat în Liga 2, bine, ca în realitate. Gaz Metan sunt cele 3 echipe, să vedem, sunt tare curios dacă Dinamo va intra din primul sezon în Liga 1. Chiar nu mă gândeam să intre Dinamo și în FIFA, în cariera asta noastră, în Liga 2. Chiar nu mă gândeam. În fine, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați. Iar ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!